Îmi place din numai. Are un gust extraordinar de delicios. Gust delicios. Ce să mai... Am luat o razna. Dacă respecti rețeta și nu ți-a să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. E atât de bună încât nu o să-ți vină să crezi. O rețetă simplă, aș putea spune chiar și sănătoasă. Vrei ceva rapid și super delicios? Ei bine, ce o să pregătesc aici te va face să rămâi mască. Vei rămâne mască. Dragii mei pofticioși, voi face niște gustări nemaipomenite. Atât de bune, atât de delicioase încât și Constantin se linge pe degete. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Iar ce găsiți aici, găsiți și acolo jos în descriere. Hai să mă apuc de pregătit căci tic-tac, tic-tac, timpul tace și trece și avem nevoie de mâncărică. Hai să o pregătesc. Prima și prima dată am să iau bucățile de broccoli și am să le desfac așa în bucăți mai mari. Încep așa. Tulpinuța asta nu aruncați, e nemaipomenită și crudă, dar și la o supă delicioasă. Supă de broccoli cum am eu aici sus la recomandări sau găsești pe canalul meu dacă ești curios și vrei să faci o supă cremă de broccoli. Continuăm. Și asta am să-l împart o dată în două. Și încă o dată în două. Am nevoie de bucăți ceva mai mărișoare, căci vreau să-ți arăt ce voi face cu ele. Perfect! Acum ia câte ce urmează. O lecică pe jumătate plină cu apă, iei și o pui la fiert, iar în momentul în care dă în clocot, pui peste o linguriță de sare, undeva la 5-6 grame de sare. Perfect! Apoi iei broccoli și dai drumul în apă. Nimic mai simplu până aici, corect? Te asiguri că broccoli a luat contact cu apa, iei și pui capacul și îl lași să fiarbă undeva la vreo 5-7 minute. Dar îl testez puțin, să nu fie nici prea tărișor, adică al dente, dar nici prea moale. Cumva pe la mijloc. Am să-ți arăt imediat ce trebuie să-i faci, cum trebuie să arate, să știi și tu ce ai de făcut. Să nu care cumva să nu-ți iasă că vorba aia e garantată, Doamne ferește. Așa că puțin tică răbdare, între timp ne ocupăm și de restul de ingrediente, după care am să vă arăt ce urmează. Am aici doi căței de usturoi pe care am să-i dau pe răzătoare. Pun aici. Ca 20 de ml de ulei de măsline, pun peste. Un vârf de linguriță de fulgi de ardei iute, făcut de draga mea soție. Pun aici, doar puțin. Atât, la fel și puțin piper, un vârf de linguriță. Îți iei minitelul din dotare, amesteci puțin și asta e prima etapă. După care îți arăt ce urmează. Am aici doi cărnăciori, s-ar putea să nu-mi trebuiască amândoi, dar am zis să fie, că na, dau bine împreună. Am să iau să îi tai așa feluțe subțiri, în genul acesta. Cărnăciorul care îți place ție, rar folosești. Nu e nicio șmecherie. Nu e vreun cărnăcior mai special sau mai știu ce. Pui cel care îți place ție. Dacă vrei, dacă nu, nu pui. Da, eu zic o să ajungă unul. Iar cu cașcavalul, după cum vezi, e feliat. N-am ce să-i fac. Așa că îl pun tot grămadă. Și dacă dorești, îl faci franjuri. Ia ca așa. Ca să nu zici că îl dai pe răzătoare. Ei, ajunge. Îl aduni frumos. Și îl faci cu buleți. Dragilor, s-a scurs și timpul la broccoli, iau și opresc focul și hai să vedem cum arată. Sunteți pregătiți? Că eu da. Ia uite, e exact cum trebuie. Acum ce rămâne de făcut decât să-l iau până în bucătăria mamă și să-l clătesc repede în apă rece. De grabă. Vin, mă întorc repede. Câteva momente mai încolo. Acum, dragii mei, să înceapă distracția. Și după cum vezi, am aici broccoli gata pregătit, adică a fi vreo 5 minute mai exact și e ceea ce trebuie. Am să iau frumos bucată cu bucată, unde e prea mare mai reduc puțin, unde e prea puțin compun și tot așa. Iau și-l așez. Și acum tot ce trebuie să fac este să turtesc acest broccoli la 1 cm grosime. Adică am să mă folosesc de o pungă, o pun aici, un borcan cu capac, partea cu capacul și iau și apăs. Uite așa. Dacă sare calul, o mai ajut un pic. Dacă nu, o las așa. Perfect, uite, e turtit cum trebuie, continui și procedezi așa cu toate. Le dai o formă ca să nu zici că nu ai lucrat puțin la aspect, dar în mare cam asta e tehnica. Hai, îl turtesc pe tot și revin către voi cu următoarele detalii. O leacă mai încolo decât 3 minute. Acum, un praf de sare peste, așa de sus, dăm să ajungă peste tot. Iau pensonul și dau pe deasupra cu ulei. Ulei de măsline, cu usturoi, cu fulgi de ardei iute, cu piper. Tot ce trebuie. O, uite așa. Dau să ajungă peste tot și din toate. Perfect! Acum, cașcaval. Iau și pun peste. Dacă te întreb ce e, e bine un fel de mini pizza de broccoli. Apoi, câteva feluțe de cârnăcior. Câte crezi tu de cuviință că se potrivesc. Că 5-6 feluțe sunt suficiente. Și dacă mai trebuie, mai avem un cârnăcior. Apoi, în încheiere, un pic de parmezan ras.
Da, uite asta. Iau și pun așa pe deasupra, să ajungă peste tot. Să zic undeva la vreo 20-30 de grame de parmezan, dar oricum, pune și tu să ajungă. Parmezanul la cuptor se va transforma în chips, va ține totul grămadă și dacă tot am pomenit de cuptor, e bine a venit momentul să duc totul la cuptor. Preîncălzit la 190 de grade cu căldură de jos și de sus și am să las tot undeva la vreo 15, poate 20 de minute. Oricum, urmăresc să capete așa o crustă nemaipomenită, să se evapore puțin din excesul de apă ce o conține broccoli, după care revin către voi și vă spun ce a ieșit aici. De fapt, veți vedea ce a ieșit aici. Hai, mă întorc de grabă, că ne e foame, nu? Ce bine arată. După 20 de minute. Și gata, dragilor, am lăsat-o la cuptor nici mai mult, nici mai puțin de 25 de minute. Da, ia câtă, așa arată. Ușor rumine, exact cum trebuie și... ce să vă mai zic? Hai că pun pe farfurie și ne pregătim de marea degustare, că nu mai pot de poftă la cât de bine arată minunata asta. Abia aștept să degust alături de voi, să vă spun și vouă cum a ieșit. Hai să vedem cum e la gust. Și am să iau așa frumos. Se desprinde bine. Așez aici, de data de gustă. Dragul meu pofticios, draga mea pofticioasă, ia cătă, am făcut pizza broccoli, dacă îi pot spune așa. E o nebunie, nu alta, culoare, aromă. Sincer zic, nu mai pot de poftă și drept urmare asta am să fac, am să trec imediat la degustat, pentru că da, uite și tu ce bine arată. Și am să iau așa feliuța asta și direct la centru de comandă. Mă. Wow, mama mia. Mamă cât e de bună! Wow! Îmi place de numai! Are un gust extraordinar de delicios! Gust delicios! Ce să mai... am luat o razna! E atât de bună încât nu o să-ți vină să crezi! O rețetă simplă, aș putea spune chiar și sănătoasă și dacă stai să te gândești poate fi o rețetă nemaipomenită! Super ușoară! Ovo-lacto-vegetariană, în cazul în care renunți la cârnăciori sau cine știe, găsești cârnăciori din soia și îi înlocuiești. Dar merge așa, mie îmi place. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic? Vă mulțumesc că mă urmăriți pe pagina de Facebook, pe TikTok, pe Instagram, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, cu tot ce trebuie. Și mai ales că vă abonați la canalul meu de YouTube și că vă plac rețetele ce le fac. Acestea fiind spuse, până data viitoare când ne vom revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătăți. Eu îl iau pe Constantin, dau o fugă până dincolo, ne delectăm cu bunătăți și revenim data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Pa, pa și toate cele bune, să ai poftă și poftă mare!